Vă invităm să onorăm cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc pentru invitație. Invitația de a fi din nou împreună într-o seară atât de minunată. Ultima dată când am fost în mijlocul bisericii Maranata, de fapt a fost o întâlnire a familiilor tinere. A fost cam acum vreo 3 sau 4 ani de zile, încercam cu echipa fraților păstori să rememorăm acel moment. Au fost momente binecuvântate. Și am venit din nou cu drag și am venit cu dor să ne revedem, să ne reîntâlnim și împreună să stăm în închinare și în fața cuvântului lui Dumnezeu cu inimile deschise. Fratele Ionuț, care m-a contactat acum o lună și ceva în urmă, îmi spunea că sunt invitat la o întâlnire evanghelistică. Și eu m-am speriat puțin și am încercat o eschivă și am spus: frate, eu nu sunt evanghelist, profilul meu de slujire, așa cum mi l-a descoperit Domnul, este altul. Și fratele Ionuț insistă și zice: vino cu ceea ce Domnul ți-a pus pe inimă, împărtășește cuvântul și noi ne vom strânge în jurul cuvântului și vom încerca să învățăm din acel cuvânt și împreună să creștem spre mântuire. Fie ca seara aceasta să fie o seară cu folos pentru fiecare dintre noi. Am mai adăugat fratele Ionuț ca să mă încurajeze să vin: ai putea să vii și cu cartea și eventual să prezinți cartea. Și am venit cu cartea, precum m-a sfătuit fratele Ionuț. E vorba de o carte specială pentru mine, pentru că e scrisă de mine, o carte care a izvorât nu din dorința de a deveni scriitor și nici nu știu dacă am devenit. Am scris-o pentru că vreo 30 de ani de zile am fost frământat de o dilemă. Și povestea începe în perioada studenției, când student la Facultatea de Geologie, în perioadă comunistă, în care ideologia evoluționistă făcea ordine între toate teoriile care se lansau în disciplina numită geologie. Într-o pauză stăteam de vorbă cu colegii, așa cum stau băieții, nu-i așa, de vorbă, și discutam, eram oameni maturi, aveam vreo 20 și ceva de ani, cred că în anul 2 se întâmpla acest lucru, și discutam despre informațiile care tocmai ne-au fost prezentate în cursul precedent. Informații pe care eu nu puteam să le înghit așa ușor, să le diger, și în sinceritatea mea împărtășeam aceste lucruri cu colegii și spuneam: e greu, e lipsit de logică, nu e rezonabil, ceea ce ni se prezintă e greu de acceptat. Colegii au înțeles foarte bine ce spuneam, că avea sens, dar unul dintre ei, mai îndrăzneț, o îndrăzneală soră cu obrăznicia, a spus și m-a surprins cu acea întrebare: dacă tu așa gândești, ce cauți aici, între noi? Întrebarea aceasta m-a surprins nepregătit, cu garda jos.
M-am simțit atât de stânjenit în momentul acela, n-am găsit o replică pe măsură și m-am retras cumva rușinat. Și m-a frământat acea întrebare zile, luni întregi, motiv pentru care am încercat să găsesc răspuns la această dilemă. Dilema fiind, de fapt, care este adevărul? Ceea ce ne spun nouă profesorii, teoria evoluției într-un singur cuvânt, sau ceea ce, copila lui Dumnezeu fiind deja, descoperă în cuvântul lui Dumnezeu, poate fi armonizat lucrul acesta, dilema aceasta, poate fi rezolvată? Și am pornit la drum și am deschis un caiet pe care am început să-mi notez lucruri pe care le descopeream. Citeam din cuvântul lui Dumnezeu ca dintr-o sursă sigură și adunam înțelesuri. Și s-a tot adunat în caietul acela. La un moment dat am găsit în cartea Iov un verset în capitolul 12, cred, care spunea așa: vorbește pământului, întreabă-l și el te va învăța. Și am zis, este legitimitate și pentru geologie. Și ca student atunci și apoi profesionist în domeniul geologiei, am tot vorbit în limbajul nostru al geologilor pământului. Și am tot scos gânduri, idei, informații. La un moment dat, predicam într-o seară cu prezență de tineri, cum mă bucur să văd și în seara aceasta aici. Aveam niște subiecte apologetice atunci, special concepute pentru tineri. Și m-am trezit abordând niște lucruri din cele pe care eu le notasem în caietul acela. Și seara, acasă, unul din băieții mei mi-a zis: tata, ce am auzit azi de la tine, n-am întâlnit nicăieri. Și generația noastră nu știe aceste lucruri. Nouă tot evoluționist ni se servește și nu avem alternativă. Și atunci a zis el, încearcă să sistematizezi aceste lucruri, să le pui într-o formă scrisă, să fie accesibile și pentru noi. Și gândul acesta pe mine m-a încurajat. Au fost ani mulți de când mi-a zis vorba aceea. N-am avut timp. O slujire bivocațională nu mi-a lăsat timp să mă așez la birou și să mă apuc de scris. Dar Domnul a dat pentru mine în mod binecuvântat o perioadă care pentru mulți a fost mai grea, perioada pandemiei, când sănătos fiind am stat acasă liniștit și am început să scriu. Era singurul lucru pe care îl vedeam atunci util. La biserică nu ne puteam întâlni și am spus, e o perioadă propice. Și proiectul acesta care în fașă a pornit ca o încercare de a-mi da mie răspunsuri s-a concretizat în această carte. Unul din capitolele acestei cărți e intitulat așa: nevoia unei filozofii de viață consistente. Se adresează, eu așa am scris dedicația, nepoților mei pasionați de geologie. Prin conceptul de nepot nu vreau să desemnez doar nepoții biologici. Ei m-au învățat că pun multe întrebări și pot reprezenta bine grupul de oameni pentru care cartea aceasta este utilă. Oameni care au încă întrebări, oameni care încă nu le știu pe toate, oameni care încă își frământă dilema aceasta existențială și care, poate tineri, poate adolescenți, la școală sunt îndopați cu anumite informații și stau la colț, stânjeniți ca mine altădată, neavând posibilitatea unui răspuns rezonabil și inspirat din cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta adună elemente din știință, pe de o parte, din geologie în special, și din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, pe de altă parte. Și am descoperit că Biblia și știința nu se contrazic. Biblia de mult o luase înaintea științei. Știința descoperă lucruri și este un capitol dedicat special acestei problematici, în care lucruri pe care noi le învățăm la școală, la liceu sau mai târziu, sunt deja în cuvântul lui Dumnezeu într-un limbaj specific, poate nu riguros științific, dar vorbind despre lucruri interesante. Nu mi-am propus să prezint cartea. Am epuizat acel număr de exemplare care mi-au parvenit din partea editurii Casa Cărții. S-au dat
și nu mai am decât câteva acasă, pentru care țin să nu le dau oricum și oricui. Biserica Maranata merită o astfel de carte și am scris o dedicație și autograful meu este aici și va fi această carte înmânată fratelui păstor. Și prin el, oricine de la biblioteca bisericii poate accesa această carte. Ea este încă pe internet, încă se găsește în librării, pe site-urile creștine și doresc să vă fie cu folos pentru cei ce încă mai aveți întrebări. Lansarea cărții e istorie, a fost deja în septembrie, în august fiind scoasă de sub tipar. A fost un eveniment organizat la Câmpul Lung, la Casa de Cultură. Am ținut să adun pe toți colegii de breaslă, indiferent de convingerile lor religioase. Am vrut de fapt și mi-a reușit, pentru că cineva mi-a spus la urmă, ceea ce s-a consumat a fost un eveniment evanghelistic. Distinși și invitați care au venit și au vorbit despre carte și au spus lucruri frumoase, că așa se spune, au ținut să spună lucruri frumoase și importante și despre Creatorul Pământului, despre Dumnezeu. De aceea a fost un moment evanghelistic. Am luat și eu cuvântul, dar vreau să vă mărturisesc ceva. Nici discursul meu, nici discursul colegilor mei de breaslă sau a celor care au fost invitați special să aducă un cuvânt, nu s-a ridicat ca impact la nivelul mesajului care tocmai se consumase înainte de ceea ce noi am citit. A fost un mesaj pe care un om simplu, apostolul Petru, fost ucenic al Domnului Iisus Hristos, în ziua de Rusalii îl aduce bărbaților israeliți. Un mesaj cu atâta impact încât în aceeași zi 3.000 de oameni și-au schimbat viziunea, și-au schimbat viața, și-au schimbat destinul. După ce au auzit aceste cuvinte, așa am început lecturarea acestui pasaj. Ce cuvinte, oare? Mi-am propus să dau atenție întregii predici a apostolului Petru și poate ar fi fost mai cu folos, dar am considerat că timpul este limitat în seara aceasta și vreau să ne aruncăm doar așa în fugă o privire peste ceea ce de la versetul 22 este scris. E o predică. O predică a unui om tocmai umplut de Duhul Sfânt. Și asta dă valoare predicii. Știți, noi avem conceptul de predică bună. Nu știu cum o definiți, această dimensiune de bună. O predică bună nu e neapărat o predică care place. Mi-a plăcut, este un fel de a spune. Dăm și un like dacă este pe spațiu virtual. O împărtășim și mai departe, o recomandăm altora. Mi-a plăcut. Dar o predică bună, din perspectiva acestui capitol și acestei întâmplări, este o predică care schimbă vieți. Și aș dori ca întotdeauna când ne ridicăm și aducem cuvânt din partea lui Dumnezeu și predicăm, efectul să nu fie altul decât acela de inimi schimbate. O predică care în conținutul ei nu vorbește, nu abordează alte subiecte decât Iisus Hristos. Iisus Hristos și Evanghelia Lui, precum am auzit astăzi. De la un capăt la celălalt veți găsi acest personaj, Iisus Hristos. Argumentația, pentru că e nevoie de a aduce argumente într-o predică, nu necesită căutări pe internet. Argumentația este strict scripturală. Și apostolul citează dintr-un psalm, din scripturile de atunci, psalmul 16. Și nu-i trebuie mult din acest psalm să argumenteze ceea ce Duhul lui Dumnezeu îi spune să comunice acelor oameni.
Cam acesta este conținutul, argumentul și învățam cândva la un curs de omiletică că dincolo de acestea, cât ar fi ele de bune, important și de multe ori mai important este felul în care te introduci și felul în care faci încheierea. Și de aceea învățam atunci că introducerea trebuie să fie de impact. Cu impact. Introducerea trebuie să stârnească interesul, trebuie să prindă auditoriul și trebuie să spui ceva interesant pentru ei. Trebuie să spui ceva ce poate n-au mai auzit și doresc să audă. În ultima instanță, și asta funcționează întotdeauna, spune o glumă bună, era un sfat, și îi vei prinde. Încheierea de aceeași factură. Dacă cineva s-a plictisit, a obosit urmărindu-ți mesajul, îl poți readuce în viață, îl poți trezi din nou prin niște lucruri pe care în mod înțelept le spui la sfârșit și ieși din discursul acela. Ei bine, m-am uitat pe felul în care Petru își desfășoară această predică. Introducere plus încheiere. Uitați-vă la îndrăzneala acestui om. El nu caută like-uri, nu caută să placă, nu caută să-i prindă cumva de partea lui și să-i atragă în a-i face ascultător pentru ceea ce urmează. Uitați-vă și voi sublinea la un moment dat ceea ce șochează pentru mine ca introducere într-un mesaj. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, gata, l-a identificat, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Ți-ai câștigat auditoriu, Petru? Ce-i cu tine? Ce curs de omiletică ai urmat tu? Sigur, altul decât cel pe care l-am urmat eu. Încheierea, uitați versetul 36, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus, pe care l-ați răstignit voi. Mai vine cineva la ușă să-mi strângă mâna, dacă eu aș fi Petru cu un astfel de mesaj? Mai dă cineva like? Mai recomandă cineva un astfel de mesaj? Ei bine, în ciuda răspunsurilor negative la aceste ipotetice întrebări, mesajul lui Petru a avut un impact neașteptat. Și ceea ce consemnează cuvântul, când au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Evident, este o metaforă. Evident, e o figură de stil care ne obligă să o traducem. Ce o fi însemnând? Ce a făcut Petru efectiv ca să producă această manifestare de străpungere a inimii? Petru a declamat cuvântul lui Dumnezeu. Petru a spus ceea ce Duhul lui Dumnezeu i-a pus pe inimă. Și trece, că așa face cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de rațiune, dincolo de sentiment, de nevoia de a place și pătrunde, așa cum spune Evrei capitolul 12, versetul 4, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, desparte încheieturile și măduva și nu se oprește, continuă această lucrare și parcă spre delește mai adânc, zice, judecă simțirile și gândurile inimii. O ipostază atât de incomodă pe care cuvântul lui Dumnezeu o face și nouă ne produce atâta disconfort. Nouă nu ne place acest lucru. Acest lucru însă s-a întâmplat acolo, la discursul, la predica apostolului Petru.
Efectul predicării în puterea, sub inspirația Duhului Sfânt care te animă, produce o cercetare de sine. Întotdeauna, cuvântul predicat prin Duhul Sfânt răscolește și produce o judecată de sine, o cercetare de sine. Te duce într-o stare de nevoie lăuntrică și asemeni celor de atunci, din prezența lui Petru, ridică o întrebare personală. Nimeni nu-ți poate da răspunsul la aceasta decât tu însuți la întrebarea pe care o ridici. Fraților, ce să facem? Și prin aceasta te deschizi. Te deschizi și devii oferi șansa de a primi lumină din partea lui Dumnezeu. E capitularea noastră în fața cuvântului lui Dumnezeu. Răspunsul lui Petru îmbracă două dimensiuni, două coordonate. Una din dimensiunile răspunsului lui Petru este versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat. Și cunoaștem procedura. Pocăiți-vă. Un cuvânt care nu necesita atunci definire, nu necesita atunci explicații, pentru că era un cuvânt cumva la modă, un cuvânt mereu rostit pe buzele oamenilor. Îl rostise Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate. Înaintea Domnului Iisus Hristos, Ioan Botezătorul avea predici în care îndemna pe oameni la pocăință. Astăzi noi filozofăm pe marginea acestui concept și întrebăm ce înseamnă de fapt pocăința, oare cum se face acest lucru în viața noastră. Sunt multe definiții, le puteți găsi în materialele de specialitate. Îmi place una din cele mai simple și scripturală, undeva în Luca capitolul 7. Această pocăință este percepută ca fiind acea capitulare înaintea lui Dumnezeu și modul de a da dreptate lui Dumnezeu sau cuvântului lui Dumnezeu. Acel cuvânt care pătrunde în ființa ta, care spredelește acolo, care cercetează, care judecă și tu stai și te poți îndreptăți, te poți scuza sau te pocăiești dând. Dumnezeu intervine și încearcă să-i disciplineze, să-i trezească la realitate. Și nu intru în detalii, dar în circumstanțe specifice, chivotul lui Dumnezeu, simbolul prezenței lui Dumnezeu, este luat de filisteni și dus în țara lor. Și israeliții rămân fără simbolul prezenței lui Dumnezeu. E jale, e dezamăgire, e puțină lamentație, dar Scriptura nu ne dezvoltă prea mult acest climat de părere de rău. Se focalizează lucrurile mai întâi în capitolul 6 pe ceea ce se întâmplă între filisteni. Filistenii jubilează la început. Avem un Dumnezeu mai puternic decât Dumnezeul evreilor. Știți toată povestea, duc chivotul în casa lui Dagon și așa mai departe. Dar mâna lui Dumnezeu intervine și peste ei și apasă asupra lor. Și vin suferințe, și vin necazuri. Și ei înțeleg că acolo e ceva legat de prezența chivotului lui Dumnezeu. Se simt vinovați. Și de la Ecron îl mută la Gat, zicând, gata, poate rezolvăm problema. Și apăsarea mâinii lui Dumnezeu se mută de la Ecron la Gat și continuă problemele. Și cei din Gat zic, vai, nu se poate, îl ducem la Asdod. Și acolo am scăpat de noi, cei din Gat, am scăpat. Dar n-au scăpat cei din Asdod, pentru că mâna lui Dumnezeu a apăsat și asupra lor. 6 luni de zile au trecut cu aceste schimbări. Până când ei pun această întrebare în 1 Samuel, capitolul 6, versetul 2. Ce să facem? Aceeași întrebare pe care au pus-o bărbații israeliți în Faptele, capitolul 2. Și mai marii poporului, liderii religioși, zic, nu-i altă soluție decât aceea de a restitui chivotul.
Noi trebuie să facem lucrul acesta. A fost un act de mare îndrăzneală. Dați chivotul înapoi, dar nu-l dați precum l-ați luat, la modul simplist. Aduceți înaintea lui Dumnezeu o jertfă de vină, împreună cu chivotul care se va întoarce, puneți și o jertfă de vină. Și detalii sunt și le găsim în 1 Samuel, capitolul 6. O jertfă de pocăință. După 6 luni de zile, filistenii se pocăiesc, dau dreptate lui Dumnezeu și recunosc păcatul, vinovăția și aduc o jertfă pentru iertarea păcatului lor. Ce se întâmplă dincolo? Israelul se bucură să reprimească chivotul. Dar atenție, se întâmplă niște lucruri ciudate. Chivotul nu mai este dus la Silo, unde era casa Domnului atunci, unde era cortul. Chivotul este dus în altă parte, în casa unui oarecare Abinadab, la un loc Kiriat Iarim. Și acolo stă chivotul multă vreme. Și Israelul nu învață nimic. Aceeași apatie, aceeași nepăsare, trecuse multă vreme, consemnează cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 7, versetul 3, și ne întrebăm oare câtă vreme au trecut, spune cuvântul, nu trebuie să ghicim noi, 20 de ani. 20 de ani în care poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, stă fără chivot, își duce viața așa cum știe el, din amintiri, e poporul lui Dumnezeu, ar fi afirmat oricare dintre ei, dar n-au învățat nimic din această experiență. Și timp de 20 de ani, care se scurg an după an, relația lor cu Dumnezeu este zero. După 20 de ani, spune cuvântul, că au plâns după Dumnezeu. Nevoia de Dumnezeu i-a copleșit, i-a trezit la realitate. 20 de ani îți trebuie să te trezești la realitate, să-L cauți pe Dumnezeu, să-ți dai seama că viața fără El nu are sens. 20 de ani să plângi după El. În condițiile în care filistenii au rezolvat problema în 6 luni de zile, întrebarea pentru mine, întrebarea pentru noi este: oare de cât timp am eu nevoie să mă pocăiesc? Și pentru filisteni atunci, și pentru poporul Israel atunci, orice zi de întârziere a fost pagubă, a fost suferință, a fost neîmplinire. De aceea, întrebarea aceasta, care n-aș dori să rămână retorică, aș dori să o luați fiecare dintre dumneavoastră. De cât timp aveți nevoie pentru pocăință? Atunci când cuvântul lui Dumnezeu vă cercetează și vă demonstrează că trebuie să-L căutați pe Dumnezeu, că trebuie să dați dreptate lui Dumnezeu. Dar Samuel mai vine cu o întrebare acolo. Ei s-au adunat la Mițpa, au plâns după Domnul, zice cuvântul, și au făcut un întreg ceremonial care chiar ne impresionează. Au postit acolo, toți fiind împreună, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului, un gest care pentru cultura noastră probabil e tare greu de înțeles. Pentru cultura lor, pentru zona lor geografică cel puțin, apa este un ingredient foarte prețios. Nu scoți apa din pământ în zona aceea atât de aridă ca să o verși înaintea Domnului. O verși ca să demonstrezi, ca și postul, că nu-ți mai trebuie nimic. Te lipsești de mâncare, te lipsești de apă. Doamne, doar Tu îmi trebuiești. Este ceea ce, prin această simbolistică, încercau ei să transmită. Samuel, prezent acolo, nu se lasă impresionat de întreg acest spectacol. Și vine și îi surprinde și le pune această întrebare. 1 Samuel 7,3, Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima, și asta este marea problemă cu pocăința,
Poate fi un act de pocăință formală, un simulacru, poate fi așa un spectacol de pocăință, dacă vreți, care să impresioneze pe oameni, pe cei care privesc. Dar dacă din toată inima vă întoarceți spre Domnul, zice Samuel, trei lucruri punctează și sunt importante și pentru noi astăzi. Scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini. Este ceva de scos din mijlocul nostru, din lăuntru nostru. Este o etapă de epurare, dacă vreți, de curățire lăuntrică. Sunt lucruri la care greu renunțăm, dar pocăința autentică presupune, dacă din toată inima te pocăiești, spune cuvântul lui Dumnezeu, acceptă să renunți la niște lucruri. Al doilea lucru, îndreptați-vă inima spre Domnul. Ne orientăm în zilele noastre, nu-i așa? Suntem cu informații, știm să le cântărim, luăm hotărâri, decizii, dar îndreptați-vă, când este vorba de pocăință, îndreptați-vă inima spre Domnul. Și asta înseamnă o focalizare. Trăim cu inima împărțită adesea și asta este alternativa la nu din toată inima. O inimă împărțită nu primește binecuvântarea pocăinței. De aceea, îndreptați-vă inima spre Domnul, focalizați-vă atenția. Și mai spune Samuel, slujiți numai Lui, numai Lui. Și asta înseamnă exclusivitate. O pocăință autentică nu împarte valorile, nu amestecă valorile, ci dă dreptate lui Dumnezeu, precum am spus, și numai sistemului Lui de valori. Apoi, partea a doua a răspunsului lui Petru, pocăiți-vă, și am încercat să zugrăvim în mod concret ce înseamnă pocăința și oare cât timp ne este necesar să o facem. Dar al doilea reper pe care îl oferă Petru pentru cei interesați de ce trebuie să facem este acolo spus cu multe alte cuvinte, versetul 40. Multe cuvinte a folosit Petru și nu știu de ce, Duhul Sfânt selectează doar un imperativ simplu de reținut pentru fiecare dintre noi. Cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Da, e un început cu pocăința, dar nu s-a terminat. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și ne întrebăm oare ce vrea să spună acest imperativ. Din capul locului m-am uitat pe diverse traduceri și noua traducere românească are un sens lămuritor pentru conceptul de neam. Neam nu în sens de popor, neam nu în sens de etnie, de grup, de oameni. Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații, dacă vreți. Ăsta este sensul și în traducerile din limbile de circulație și în noua traducere românească. Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte, pervertite. Este sensul actual al acestor cuvinte. L-a spus Petru atunci, îl reia cumva Scriptura prin Pavel, Romani capitolul 12, versetul 2, spune același lucru cu alte cuvinte, nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și fiecare viac a avut un chip. Și fiecare viac și fiecare generație și fiecare perioadă istorică a avut o anumită specificitate. Și istoria pe care noi am studiat-o împarte în timp diferiți evoluția umanității și vorbim de antichitate și atunci a fost un chip al viacului și creștinii acelei generații trebuiau să facă față acelui chip și să se mântuiască din mijlocul acelei generații și să se detașeze ca fiind membri ai împărăției lui Dumnezeu în acea lume, dar nu din acea lume, precum lămurește Iisus lucrurile în Ioan capitolul 17. Apoi Evul Mediu cu specificitatea lui, apoi perioada modernă și apoi
Cine mai știe istorie? Eu când am învățat istorie la școală, ultima perioadă se numea istoria modernă și contemporană. Și nu știam ce semnificație să dau acestor termeni. Pentru că în mintea mea, modern însemna actual, de actualitate. Istoria actuală și contemporană parcă era un fel de pleonasm acolo și nu încăpeau aceste sensuri pentru mine. Se pregătea ceva și contemporanul atunci așa desemnat a devenit acum reprezentat de un alt termen. Știți ce perioadă istorică traversăm noi astăzi? Știți cum se numește? După istoria modernă, ce ar mai fi? Postmodernă. Și atât de nevinovat acest termen, că e logic. Semnificația lui directă este după modernism, este postmodernism. E logic, fraților. E logic. Această istorie se scrie sub ochii noștri. Se scrie în generația noastră. Postmodernismul își scrie propria istorie acum. Și istoria trece pe lângă noi și noi nu o vedem. Noi o vedem pe acea trecută. Vom învăța și probabil copiii noștri, nepoții noștri, vor învăța despre postmodernismul care a trecut pe sub fața ochilor noștri și noi nu l-am sesizat. Așa e istoria. Nu o vezi cât o trăiești, o vezi după aceea. Știți ce înseamnă postmodernismul? Știți cu ce caractere, cu ce elemente, cu ce jaloane se definește postmodernismul? Sunt câteva lucruri și timpul s-a dus, le amintesc pe scurt și las timp de meditație, de cumpănire fiecăruia dintre noi. Sunt termeni cu care noi operăm, pe care îi auzim, nu sunt străini, nu trebuie să apelăm la dicționar. Unul dintre ei este relativismul. Știm ce înseamnă relativ. Nimic nu mai este absolut. În perioada postmodernă nu operăm cu absolute. Perioada modernă, cu instrumente raționale, a încercat să fixeze niște repere. A încercat să fixeze și să definească niște absolute, niște norme. Unele corecte, altele poate greșite. Nu comentăm aspectul acesta, dar a fost această preocupare. Acum, totul este dat deoparte, totul este relativ. Adevărul este relativ. Nu este unul singur. Este adevărul meu, eu așa văd lucrurile, așa le comunic. Dumneavoastră, oricare, veți putea să spuneți, eu văd altfel lucrurile, ăsta e adevărul meu. Și pentru că nu există absolute, au aceeași șansă și adevărul meu și adevărul dumneavoastră. Morala nu mai este obiectivă, nu mai este absolută, etica la fel. Aceste elemente devin relative și n-avem cum să ne spunem unul altuia, vezi că aici ai greșit, vezi că aici ai spus ceva eronat. Nu, pentru că e relativism, fiecare cu adevărul lui. Dacă ne lăsăm seduși de această mentalitate care se cultivă în copiii noștri, la școală, în nepoții noștri, vom culege niște rezultate care ne vor devasta. Nu știu dacă în biserică vei mai putea să spui lucruri care sunt absolute. Cuvântul tău este adevărul. Adevărul înseamnă singularitate. Nu un adevăr printre alte adevăruri. Și dacă postmodernismul se înființează în familiile noastre, în bisericile noastre, va fi tot mai greu să propovăduim un cuvânt adevărat. Îi spunea Pavel lui Timotei, împarte drept cuvântul adevărului. Cum adică drept? Fiecare riscă acum să-l împartă după adevărul lui, după interesul lui, după direcția lui. Și ați prins ideea cât de periculos este acest jalon care definește postmodernismul și anume relativismul. Al doilea jalon care îl întâlnim vehiculat în vremurile noastre, definește postmodernismul, este pluralismul.
Dacă nu este un adevăr absolut, înseamnă că toate credințele au aceeași legitimitate. Totul e relativ. Credința creștină este una dintre ele, mai sunt și altele și nu le mai înșir, și toate se înșiră cu aceeași pretenție de legitimitate, drept la cuvânt. Și pluralismul încearcă să rezolve și să le împace pe toate acestea. E arogant, e exclusivist să spui că doar creștinismul este calea spre Dumnezeu. Știți imaginea cu muntele accesat pe diverse poteci și toate potecile ajung în final pe vârf de munte. Nu, acest lucru nu îl spune și Biblia. Eu sunt calea, nu una dintre ele. Eu sunt calea, nu-i pluralism. Singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, singurul, unicul, absolutul, este Iisus Hristos. Și pluralismul specific postmodernismului riscă, sau el nu riscă, noi, însușindu-ne-l, riscăm să ne înstrăinăm de adevărurile supreme ale lui Dumnezeu. Ecumenismul încearcă să-i împace pe toți, îi pune pe toți împreună, le dă fiecăruia o feliuță de șansă și credem că s-a rezolvat problema. Nu-i timp de dezvoltat. Aș mai spune un lucru, încă un jalon, spuneam de trei, care este atât de alunecos, pentru că Biblia se pare că ar vorbi despre, sfătuitor pentru noi, despre acest concept și anume toleranța. Știți, noi punem sinonimie între toleranță și îngăduința creștinească, pe care o găsim în Romani 14 și undeva prin Corinteni, și care ne îndeamnă să fim flexibili unii cu alții, să ne îngăduim unii pe alții. Exemplele din Biblie sunt foarte elocvente. Sunt zone în care noi le numim zone gri, nu-i nici alb, nu-i nici negru. E fiecare cu gustul lui. Și când vorbesc de gust, vorbesc de gust la mâncare. Mie nu-mi place un anumit tip de mâncare, dar asta nu înseamnă că pot să impun gustul meu și celuilalt. Îngădui sau sunt tolerant cu el. Nu-mi plac anumite mirosuri, nu-mi plac anumite concepte sau stiluri de artă, fiecare cu stilul lui. Iarăși, e o zonă de relativism acceptabil în zona creștinismului. Dar, stau și dau un exemplu simplu, oare un profesor de matematică ar tolera să îi răspund la întrebarea simplă, cât fac 2 plus 1? Și aș spune 4, că știu eu de ce, că eu așa simt, că mie așa mi se pare, că mie așa mi este socoteala. Profesorul nu va fi tolerant și îmi va pune o notă care mă va descalifica. Vedeți, aici există unități de măsură diferite. În zona creștinismului, în zona cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fim toleranți cu cei diferiți de noi, cu alte sisteme de valori. Lupta noastră acum, atenție, observați pozitivismul din predicile noastre, încercăm să nu mai deranjăm pe nimeni. Încercăm să cultivăm un sentiment de bună relaționare, de împăciuire. Asta apare peste tot predicat. Și nu-i rău, urmăriți pacea și sfințirea împreună cu toți. E un verset, e o normă pentru creștini. Dar atenție, pacea și sfințirea. Sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Este un lucru atât de important pentru creștini. Da, suntem chemați să avem o bună relaționare unii cu alții, dar nu integrarea oricum este dezideratul. Nu și unii și alții cu sisteme de valori diferite, cu morale diferite, cu înțelegeri asupra adevărului Scripturii diferite, nu asta ne face să fim împreună, ci toți cei care am experimentat neprihănirea prin credință, zice acolo în Romani capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace. Avem pace cu Dumnezeu. Și toți cei ce au pace cu Dumnezeu sunt chemați să trăiască în pace unii cu alții.
Nu putem avea pace cu cei ce spun 2 plus 1 fac 4. Nu putem să avem pace cu cei ce spun că o cale spre mântuire ar putea să fie și o forță creatoare. Ar putea să fie și un Dumnezeu care îi spunem altfel decât Dumnezeu. Și știți curente religioase cu specificitate la această problematică. Chiar trebuie să închei și aș spune așa. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Este felul de a da dreptate lui Dumnezeu. Și țineți cont, și țineți cont de vremurile pe care le trăim. Doamne, adă din nou acei oameni din Isahar care se pricepeau să înțeleagă vremurile și să știe ce trebuie făcut în astfel de vremuri. Doamne, ajută-ne să înțelegem că provocarea este și pentru noi să ne mântuim dintr-o generație care pervertește lucrurile și să ne apropiem de Tine, să dăm valoare cuvântului Tău și absolutelor adevărurilor Tale. Amin.